al domnului Robu, predecesorul dumneavoastră, care spune că și el s-a ocupat și a gestionat această problemă vreme de ani de zile. S-a încercat exploatarea în plan electoral a acestei situații nefericite de către primarul în funcție. El n-a avut absolut niciun rol în tot ce s-a întâmplat aici. Din nefericire, astfel de situații se întâmplă. Nu foarte frecvent. Nu am avut nici o sesizare de așa ceva la care să se plângă cineva că poliția nu și-a făcut datoria. Să ne înțelegem. Doamna spune că de 20 de ani, dar nu cred că poate susține că mi-ar fi făcut cunoscut mie lucrul acesta și eu n-am luat măsuri. Măsurile pe care le-aș fi luat ar fi fost, desigur, sesizarea instituțiilor statului abilitate să rezolve astfel de situații, că nu primarul le rezolvă. Da, deci nu primarul le rezolvă și asta sigur că nu e adevărat. În afară de pârghia poliției locale, probabil, nu, nu, ce nu poate adevărat. Rezolva adică primarul? Adică aici avem probleme așa. Despre disciplina în construcții, s-au dărâmat anumite părți ale clădirii. Aici avem probleme de urbanism. Chiar domnul Robu a dat autorizație de construcție pentru clădirea de lângă aceeași familie. Și o autorizație de construcție, dacă vedeți palatul respectiv, aveți un mare, mare semn de întrebare. Cum de s-a autorizat acest palat? Ne-a spus în emisiunea de seară că de-a lungul carierei a demolat nu știu câte astfel de construcții ilegale și a tot insistat pe cuvântul turnulețe, clădiri cu turnulețe adăugate, făcute și acum, așa mai departe. Domnul Robo povestește multe. Eu cred că eu redau felul, și felul în care reacționează parte. Timișorenii în această situație, cumva revolta lor că încă se întâmplă astfel de lucruri, faptul că eu sunt primul primar care a început cu adevărat să ia măsuri, nu să meargă în instanță, pentru că știți, să, domnul Robos a tot laudat că și el a mers în instanță, dar e foarte ușor să mergi în instanță, că cumva așa parchezi o problemă, în 5 ani încă nu-ți vine soluția, se mai tergiversează. De foarte multe ori aceste litigii, inclusiv din partea administrației, sunt de fapt o formă de a păstra statusul quo. Eu ce am făcut în cazuri de demolări, de exemplu, pe domeniul public, orice construiești pe domeniul public, eu nu trebuie să merg în instanță ca să-ți demolezi construcția ilegală, ci prin dispoziție de primar, ca o măsură administrativă, eu merg înainte. Câte dispoziții de demolare a semnat domnul Robu? Zero! Câte am semnat eu? Mult mai multe decât zero. Acum râd de formularea mea. Pe malul Begăi am avut un hectar de spațiu public, de domeniu public, în mijlocul orașului, în zona zero, în care s-au construit, în care s-a îngrădit, în care s-au construit discoteci, cluburi și așa mai departe. Domnul Rubu poate a mers în instanță sau nu știu ce, dar doar ca să păstreze statusul quo. Eu am emis o dispoziție de primar și am demolat. Și acum, pe un hectar, în mijlocul orașului, avem un spațiu public de calitate. La fel pe această stradă Cezar, pe care am recuperat-o, unde a fost o legătură între un parc și un bulevard, care a fost ocupată și vom merge înainte cu astfel de eliberare ale domeniului public. Dar pentru asta ai nevoie de cineva care nu ezită și care nu are tot felul de oameni mai mari la București care spun câte ceasul. E un